Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Saluturile care le găsim răzlețe pe unde sunt prin Biblie, cred că erau folosite de un număr mai mare de oameni, să nu spună cineva un salut care l-a zis un bătrân odată. Perioada judecătorilor, un bătrân care se întorcea de la câmp, bătrânul i-a zis: pacea să fie cu tine. Și-au adăugat: toate nevoile tale le iau asupra mea, numai să nu rămâi în piață peste noapte. Era un salut folosit printre oameni. Pacea să fie cu tine. Pe aproape găsim alte două saluturi, Rut, capitolul 2, versetul 4. Cuvinte derulate între cei din seminția lui Iuda, din Betleem. Un cuvânt de salut și un răspuns la salut. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis cercetătorilor: Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns: Domnul să te binecuvinteze. În vremea noastră am mai întâlnit oameni care aud, de exemplu, un des întâlnitul ceau și unii se grăbesc să răspundă din obișnuință sau chiar din călăuzire: pacea Domnului sau Domnul să te binecuvinteze. Dar uneori fac să se fie omilită prima persoană, iar dacă nu are suficientă cutezanță, îi este greu la persoana care răspunde să răspundă cu un salut de o altă natură decât primul salut. Citesc și din cartea Psalmilor, Psalmul 115, versetul 15. Am ales doar un verset, deși în cartea aceasta sunt foarte multe expresii de genul acesta. Unul adresat mai multor oameni, unei familii sau unei mulțimi. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Iată ce cuvânt plin de esență. Un Dumnezeu atât de plenipotent să-ți dăruiască binecuvântare. Și din Vechiul Testament vreau să vă citesc și două saluturi din domeniul social, din cartea Ezra, adică din afara statului Israel, cuvinte care le foloseau oamenii în relațiile dintre ei, cuvinte care și astăzi și-au corespondența lor. Ezra 4 cu versetul 17. Un debut a unei scrisori, în partea finală a versetului, sănătate și așa mai departe. Și în 5 cu 7 din nou apare expresia către împăratul Dariu, sănătate. Salut care se regăsește și astăzi în societate. De altfel, toate care le-am citit își au și astăzi existența lor. E adevărat, cele sfinte într-un mod din ce în ce mai restrâns și chiar în domeniul social, saluturi efectiv sănătoase, fiind vorba de sănătate, parcă și acestea se restrâng, dispar. Gândindu-ne la țara noastră, o țară creștină, cel puțin din acest punct de vedere, sunt zone din țară unde oamenii se salută cu slăvit să fie Iisus și se răspunde în veci amin. Și astăzi, zona Maramureșului, de exemplu, dar epoca comunistă ne-a cam dus cel puțin în mediul urban la un bună dimineața, un bună ziua și acestea la o, adică nu sunt rele. Dar treptat, treptat cu infuzia de cuvinte din alte limbi au apărut altele și altele, dar le vom aborda pe parcurs. Vreau să vă citesc câteva referințe despre întrebările de sănătate. Exod, capitolul 18, versetul 7. Ietro, împreună cu Sefora, Gershom și Eliezer, sosiseră la Moise. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Un alt verset pe aceeași idee, 2 Împărați, capitolul 10, versetul 15, întâlnirea dintre Jehu și Ionadab fiul lui Recab. Plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab fiul lui Recab, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și i-a zis: inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns: este. Dacă este, a zis Jehu, dă mâna. Ionadab și-a dat mâna și Jehu l-a suit la el în car. Știți că se obișnuiește uneori, cu ocazia salutului, să fie și o strângere de mână reciprocă, sau o îmbrățișare, sau, vom vedea din Noul Testament, o sărutare sfântă. Cred că întrebările de sănătate care și astăzi pot să se folosească atunci când doi oameni se întâlnesc, trebuie să fie de uz general. Adică să-l întrebi pe om ce-ți mai face familia, cum mai duci cu sănătatea, dar să nu se vizeze probleme intime, probleme specifice. Doar dacă prietenia dintre cei doi permite. Altfel, vei fi ca unul care se amestecă în treburile altuia, vei intra în ziua necazului în casa fratelui tău. Dacă celălalt vrea să se destăinuie, atunci poți să insiști, poți să intri în amănunte. Dar altfel, nu introduci tu mâna prin geamul deschis și trage perdeaua. Lasă să tragă perdeaua cel dinăuntru, dacă vrei să vezi mai mult ce este acolo. Trecem în Noul Testament, unde, în mod special în epistolele pauline, avem saluturi. La începutul lor, și cu doar mici excepții, lipsește acest salut din epistola către evrei, din epistolele lui Ioan și a lui Iacov. În rest, în toate celelalte epistole, inclusiv în Apocalipsa, se regăsește în debutul lor expresia har și pace. Parcă se vede că suntem în Noul Testament. În Vechiul Testament pace s-a mai zis, dar harul a apărut de-abia în Noul Testament. Și înaintea păcii face ca să vină o pace deplină. Citim doar câteva din versetele acestea, Romani 1:7, pentru a vedea întreaga ambianță acestui salut. Deci, vouă tuturor, care sunteți prea iubiți a lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi avut Pavel, să zic, telefon sau un radio, parcă ar fi vrut să audă fiecare în casa lui, fiecare credincios. Har și pace de la Dumnezeu și de la Fiul Său, Iisus. Această expresie apare în Romani, în 1-2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni. Apare în Timotei îmbogățită expresia aceasta, în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 2. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace. Aici, îndurarea este pusă în pachet alături de har și pace între ele, și tot de la Dumnezeu și de la Domnul Iisus Hristos. Cu aceeași expresie îi se adresează și în a doua epistolă, în capitolul 1, versetul 2. Din faptul că se regăsește în toate aceste epistole, cred că Pavel o folosea și la întâlnirea cu credincioși. De altfel, exprimarea în scris, uneori, este doar o redare scriptică a unei exprimări sau unei realități verbale. Har și pace. Folosim expresia aceasta? Ne-am gândit de câte ori apare și cum apostolul neamurilor o folosea atât de frecvent, de fiecare dată. Doar în evrei lipsește. Este un alt început. Petru o folosește și el în ambele epistole. Să urmărim și salutul de la sfârșitul epistolelor. Expresia este harul să fie cu voi. Expresie care lipsește doar începând cu evrei și până la Iuda. Dar în toate celelalte epistole ale lui Pavel se găsește. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 23. Aici apar mai multe saluturi, un buchet de ele, dar nu lipsește nici acest salut permanent. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Un salut întreg. Știți, spunea cineva și este un adevăr neplăcut. Mai de mult era pacea Domnului Iisus să fie cu voi. S-a tăiat expresia cu voi, considerând că este o adresare directă. A dispărut și Iisus, a rămas numai pacea Domnului, a rămas pace și până la urmă s-a transformat pentru unii într-un pa, care nu mai știi că are conținut spiritual sau este un salut de ordin social, intim. Îl citesc și din Efeseni pentru că aici apare îmbogățit. Asta în ideea să nu restrângem salutul, ci dimpotrivă, dacă îl putem, să-l îmbogățim. În Efeseni, ultimul verset, harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Este și îmbogățit, dar și select. Nu un har risipit. Un har pentru toți cei ce iubesc pe Domnul Iisus, nu doar așa că le este drag că a murit pentru ei, în curăție. Adică cei care prețuiesc și știu să facă deosebire, cum se spune la cina Domnului, între ceea ce este sacru și obișnuit. O altă expresie care de fapt este mai vastă, este un corespondent într-o anumită măsură a ceea ce am citit în Vechiul Testament, sunt saluturile de sănătate. Ele apar tot la încheierea epistolelor. Cele mai vaste saluturi de sănătate se regăsesc în Romani 16, de la versetul 3. Un salut care, cel puțin în zona noastră, este foarte rar întâlnit. Este folosit, probabil, de cei care știu ce mult prețuiește sănătatea. Dar știți că noi prețuim sănătatea după ce începem să ducem în lipsă. Spuneți sănătate Priscile și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus. De la versetul 5. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Și este o enumerare. Spuneți sănătate lui Epenet, preiubitul meu care a fost cel din Tiroda Asiei pentru Hristos. Spuneți sănătate Mariei care s-a ostenit mult pentru voi. Găsea aproape la toți, de regulă. Unul era preiubit, altul se ostenise, altul era scump. Toți erau frați, dragi în Domnul. Tot saluturi de sănătate sunt până la 16, adresate în mod nominal. Iar apoi, zice de la versetul 21, Timotei, tovarășul meu de lucru, vă trimite sănătate. Încă un pachet cu sănătate. Tot așa și Luciu, Iason și Sosipate, rudele mele, vă trimit sănătate în Domnul. Eu, Terțu, care am scris epistola aceasta. Adică, după ce a văzut cât transmis sănătate, redactorul a zis, da, și eu vă doresc sănătate. În Domnul. Asta este o sănătate întreagă. Sănătate spirituală, sănătate fizică. Așa cum îi scrie Ioan lui Gaiu. Vreau ca sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și partea ta sufletească. Tot de Gaiu este vorba aici, 23. Gaiu, gazda mea și a întregii biserici, vă trimite sănătate. Și apoi, gândindu-se unde e cetatea, unde este biserica în ce cetate, Erast, vistiernicul cetății, vă trimite sănătate. Tot așa și fratele Coart. Și apoi folosește cealaltă expresie de care am vorbit deja. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să vie cu voi toți. Amin. Trebuie să ne revizuim domeniul saluturilor. Vom vedea în caracteristici că este necesar. Eu am fost în zona Ucraina și am văzut că frații care au mers de la o biserică la alta transmiteau și unul și altul. Și acum studiind tema asta mi-am dat seama că la capitolul acesta sunt mai biblici ca noi. Dacă o facem din inimă, este o binecuvântare care se înmulțește cu fiecare care o mai pronunță. Și alte multe avantaje care decurg de aici. Doar Iacov folosește expresia aceasta la începutul epistolei sale, dar oricum este aceeași problemă. Vreau să vă mai citesc și alte saluturi care apar mai rar în Noul Testament. Luca, capitolul 24, salutul Domnului Iisus pentru ucenicii săi, versetul 36. Pe când vorbeau ei astfel însuși, Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! În mod sigur, dacă Domnul Iisus ar fi să mai revină aici, într-un mod vizibil, auzibil, ne-ar saluta din nou. Cu acest salut sau cu vreun altul din cele care le-a folosit, din cele de natură spirituală. Tot cu pace salută și Petru, ca un apostol care a învățat de la învățătorul lui, 1 Petru, capitolul 5, de la 13. Biserica aleasă cu voi care este în Babilon vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu, spuneți-vă sănătate unei altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi, cu toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin. O pace pentru toți. Iarăși apare expresie cu pace, alăturată altor aspecte, în Efeseni, capitolul 6, versetul 23. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Eu, de exemplu, apropo de pace plus încă ceva, m-a obișnuit în ultima vreme să zic pace și binecuvântare. Dumneavoastră vă puteți alege oriunul, ori mai multe din cele din Biblie. Sau o nouă combinație, dar tot extrasă din Scriptură. Și mai citesc din Iuda, unde apare un salut diferit, pentru că nu există un singur șablon. Aici este o orare, dar seamănă foarte mult cu celelalte saluturi. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Și mai adaug 2 Timotei, capitolul 4, versetul 22, un alt salut, pe care îl folosesc în vremea noastră frații din zona Bucovinei. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Ei spun ceva de genul acesta. Este biblic. Dacă în Duhul nostru este Duhul lui Dumnezeu, acest salut este ca și o asamblare perfectă, că Duhul a venit să reprezinte pe Fiul. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Și apoi adaugă harul să fie cu voi. Acestea fiind spuse, vreau să trecem la caracterizarea saluturilor. Mă opresc câteva momente pentru a aprecia saluturile sociale, culturale, adică cele care le folosim în relațiile cu cei de afară. Dacă vreți să-i binecuvântați, binecuvântați-i, mai cu seamă când vin la biserică, nu-i scăpați. Aici putem să-i binecuvântăm cu vreun salut sfânt, dar nu poți dimineața când mergi la serviciu, intri în birou sau în atelier, să iei așa cu un salut binecuvântat întreg, cum am vorbit noi. Ei nu vor înțelege asta, nu vor aprecia. Domnul Iisus spunea să nu arunci mărgăritare la câini, la porci, se întorc și te rup. Dar dacă saluturile din lumea socială descriu dorințe, sentimente, respect, apreciere, asta e bun. Dar pentru unii, toate saluturile sunt doar un raport de rutină. De aceea s-au și restrâns, s-au mutilat unele. Oamenii le spun rece, fără să gândească. Acum peste tot e foarte simplificată problema, ceau, ceau, ceau și așa e și tata cu băiatul și șeful cu subalternul și totul este încât nu mai știi ce au și ce n-au. Vă citesc din cartea lui Daniel saluturi care se practicau la curtea regală, 3:9. Cei trei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate. Zic că e un salut bun, care la o dică l-am putea folosi și printre credincioși. Să trăiești veșnic. Pentru că asta e, de fapt, chemarea noastră, la o viață veșnică. Știți că împărații își doreau, ei dețineau tronul pe viață. Și atunci era pentru ei o bucurie, o împlinire, să le dorească să fie cât mai mult pe tron. În capitolul 5, versetul 10, observăm că și împărăteasa l-a salutat pe împărat cu aceeași expresie. A luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate. Eu zic că este indicat să se practice saluturi cu respect, chiar acolo unde oamenii sunt apropiați. Și Daniel a folosit la rândul lui această expresie în 6:21, în dimineața după noaptea din groapa cu lei: veșnic să trăiești, împărate. Aici e doar o apreciere. Vă recomand să folosiți saluturile bune, cu conținut, nu saluturile goale, care n-au esență. Dacă vă deplasați undeva la țară și încă oamenii mai păstrează saluturile evlavioase, chiar provenite din mediul ortodox, folosiți-le. Nu-i spune bunicului tău când te duci ceau, nici un simplu salut. Spune ceva mai pe înțelesul lui, ceva cu conținut, repet. E mai frumos bună dimineața decât nimic. Saluturi care să reprezinte ceva. Eu nu o să spun acum ce saluturi pot să fie folosite și ce nu, doar dau recomandări. Folosiți saluturile înțelepte pentru societate, pentru că aveți de unde să selectați. Dar, și de asta vreau să ne ocupăm în mod special, între noi, la biserică, acasă, la telefon, atunci când ne întâlnim în diferite împrejurări, între credincioși nu-și au locul decât saluturi sfinte. Și dacă veți fi atent la ceea ce voi spune de acum, îmi veți da dreptate, nu mie, Scripturii care recomandă astfel de saluturi. 4 apreciere aici. În primul rând, saluturile exprimă deschiderea spre relații frățești. Când treci pe lângă cineva și nu-l saluți, înseamnă că nu vrei să intri în vorbă cu el. Acum, să nu fie cineva de altă părere. E supărat pe mine că nu m-a salutat. Poate nu te-a văzut. Eu vorbesc din prisma celui care vede, a celui care poate să salute. Singura situație în care este bine să salutați așa scurt și oficial, să treceți mai departe, când e vorba de a sta de vorbă cu un om ispitit. Lasă-l în pace. De salutați trebuie salutați toți, cinstiți pe toți oamenii, cel puțin cu un salut. Dar dacă este vorba de un frate, de o soră, care are poate nevoie de mângâierea ta, să schimbi 2-3 vorbe cu el, să adaugi lângă salut acele întrebări de sănătate. Ce mai faci? Cum o duci? Deschide-te. Când vii la adunare, te pui lângă cineva pe banc, doar așa, da din cap. Spune-i un: pacea Domnului Iisus să fie cu tine, Domnul Iisus să-ți binecuvânteze viața și familia, dacă știi că o are. Vei vedea că dintr-o dată fratele sau sora va zice: așa m-am simțit de bine, m-a primit cu căldură. Nu deschide ușa așa cum să nu poți să bagi nici mâna. Deschide ușa să intre persoana. Și vă citesc în privința aceasta 1 Cronici, capitolul 12, de la versetul 16. Și din fiii lui Beniamin și a lui Iuda au fost unii care s-au dus la David în cetățuie. David era fugărit, avea nevoie de o vorbă bună. David le-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel: dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei când nu vă fac nicio sâlnicie, Dumnezeul părinților noștri să vadă și să judece. Deci departe te-a fi deschis, chiar dacă cineva te flatează sau vrea să te înșele. Amasa, unul din capitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis: suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți-a ajutat. Și David i-a primit și i-a pus între căpeteniile oștirii. Iată cum un salut venit prin Duhul, și asta aș vrea să înțelegem. Saluturile noastre trebuie să fie inspirate și atunci se creează o deschidere în frățietate. Legăturile frățiești au stat la baza bisericii din Ierusalim și lipsa de saluturi sfinte și de părtășie dintre frați va ajuta la îndepărtarea oamenilor de biserică, la secătuirea frățietății. Citesc și din Noul Testament, Roman, capitolul 16, versetul 16. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Deci cine este în Hristos? Atât la nivelul colectivității, cât și la nivel de individ. Spuneți-vă sănătate unii altora. Eu trebuie să mă confesez că am mai greșit uneori când sunt mai mulți. Devin comod, ridic o mână în sus, spun pace vouă. Dar uite că e bine să mergi, să dai frumos mâna cu fiecare. Este o relație de frățietate corectă, binecuvântată. Și 1 Corinteni 16:20, toți frații vă trimit sănătate. Evident, unde scrie toți frații, incorporăm și toate surorile, fără probleme. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Chiar acea îmbrățișare, și la români, pentru că suntem mai latini, se pretează și o sărutare, evident, pe obraz, cu oficialitate, dar asta dacă vezi că și celălalt se deschide. Dacă vezi că atunci când dă mâna o ține așa puțin întinsă, atunci mulțumește-te cu pacea Domnului, nu trece tu peste gard. Dar acolo unde este deschidere reciprocă, nu este greșită și o asemenea lucrare. Trec la a doua apreciere. Saluturile sunt o rugăciune, o chemare a numelui Domnului. Întâlnirea noastră din salut trebuie să cauzeze prezența Domnului. Domnul Iisus a spus în Matei 18:20, unde sunt adunați 2 sau 3 în numele meu, eu voi fi acolo. Dar întâlnirea asta a 2 din oficiu produce prezența Domnului? Nu neapărat. Dacă sunt 2 oameni în care Domnul Iisus trăiește, normal că Domnul este acolo. Dar dacă se salută în numele Domnului și unul spune pacea Domnului Iisus, celălalt te binecuvânteze în numele Domnului, ei deja sunt adunați în numele Domnului. Că numele Domnului a fost rostit prin salutul lor. Vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 13, să vedeți cum se invocă aici întreaga dumnezeire, harul Domnului Iisus Hristos. Deci un aspect. Al doilea. Și dragostea lui Dumnezeu. Al treilea. Împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin. Dar să fie la toate întâlnirile. Mă folosesc și de alte versete pentru a vedea că saluturile sunt efectiv o rugăciune necesară părtășiei noastre. Poate nu întotdeauna când te întâlnești cu un frate, poate te întâlnești pe stradă, ai ocazia să te rogi împreună cu el. Dar salutul este deja o rugăciune scurtă. Chem numele Domnului, las-te călăuzit, poate vei împlini prin salut chiar o nevoie a lui sufletească sau de altă natură. Filipeni 4 de la versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos, a lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Spuneți-vă sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus, frații care sunt cu mine vă trimit sănătate, toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Poate unii au nevoie chiar de sănătate, alții au nevoie de altceva. Și mai citim din epistolele lui Ioan, din prima și dintre a doua, capitolul 1, versetele 3 și 4. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci prezența Lui trebuie să fie o permanență în părtășiile noastre. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Și noi, parafrazând, zicem și vă spunem așa când ne întâlnim, pentru ca bucuria întâlnirii noastre să fie deplină. Și din 2 Ioan, citesc versetul 3, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. O treia apreciere. Saluturile sunt o binecuvântare realizabilă, dorită, necesară. Dacă ați sesizat, rămânând aici, și acest aspect apare în foarte multe din saluturile la care ne-am referit, har, îndurare și pace din partea lui Dumnezeu. Deci noi nu ne dăm seama uneori că salutând pe cineva, noi suntem împuterniciți de Dumnezeu, că toate darurile și funcțiunile din biserică sunt în folosul altora și rostind o binecuvântare, Dumnezeu prin tine o dăruiește interlocutorului tău. Să citim și altele care sunt o evidență mai clară. Ioan capitolul 20. Vă rog, gândiți-vă la starea ucenicilor, redată aici, în versetul 19, prin a sta cu ușile închise. Care este starea sufletească, spirituală, a un om care stă ascuns? Domnul Iisus a stătut în mijlocul lor, ei erau plini de frică și El le-a zis, pace vouă. După ce aceste vorbe le-a arătat mâinile și coasta sa, ucenici s-au bucurat când au văzut pe Domnul Iisus. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, supliment. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Doamne, dar unde să mergem? Hai că aici ascunzi, Tu ne-ai dat pace. Și dacă ieșim, toți avem pace, da. V-am dat două porții. Una pentru aici să veniți la nivelul de plutire și apoi să puteți să porniți în arc. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. A venit Duh Sfânt peste ei când le-a zis, luați Duh Sfânt? A venit. Să știți că și pacea a venit. Când a zis pace vouă, a venit pace. Credeți că și noi când rostim pacea Domnului, Dumnezeu poate să dea pace persoanei cu care discutați? Dar sunt tot cuvinte. Cuvinte de credință. După cum un cuvânt al credinței spune o persoane, ridică-te sau du-te în pace, să spunea Domnul Iisus. Și putem să spunem și noi sub călăuzirea Duhului. Și ai oferit pace celelalte persoane. Amintiți-vă, sunt multe situații. Cazul lui Rut. De exemplu, Boaz i-a adresat niște cuvinte calde. Cuvintele tale au mers la inima roabei tale, spuneau femeile acelea. Cuvinte scurte, o frază. L-a mângâiat pe celălalt. Un alt caz. Luca capitolul 1. Cum citesc întâlnire între două surori. Una mai în vârstă și una mai tânără. De la versetul 39. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Maria, sălta pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt printr-o urare. Ce bine ar fi să se primească Duhul Sfânt când salutăm. Se poate să te umpli. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pânteciului tău. A și profețit cum mi-a fost dat să vină la mine Maica Domnului meu. Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Și bebelașii nenăscuți se vor simți bine când mama știe salută frumos și este salutată ca atare. Citim și din 1 Petru 1:2. Să nu creadă cineva că noi acum trebuie să ne salutăm, că nu avem pace și trebuie tot să ne dea alții și iar o pierdem. Unii nu au. Dar de aici rezultă încă ceva. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Avem har, dar vrem mai mult? Cu un salut mai sporim, încă 2%. Altul este cu o inimă mai mare, cu o putere mai mare, încă cu 5%. Și asta face bine. Dar când auzi, unii fiecare te și necăjești, că au pătruns saluturile lumești și în biserică. Dacă continuăm așa, o să auzi pe unul într-o zi la amvon că salut așa, ca în lume. Și ce o să sufle peste biserică? Vânt din deșert. Și în al patrulea rând, saluturile trebuie să fie însoțite de apelative corespunzătoare. Nu-i frumos să zici, pace, bă! Pacea Domnului, soră! Pace, frate! Atunci, este ca și cum ai avea un tablou frumos, dar nu știi să-i faci ramă. Și toată ziua se rup din colțuri. Să fie politețe, să fie cinste. Dar asta înseamnă și în absență. Degeaba îl binecuvântezi de față și de dos. Ăla! Nu, fratele, căruia tu i-ai adresat cu bucurie saluturi sfinte atunci când l-ai întâlnit. Vă rog să rețineți, citesc din Coloseni 1 cum se adresa Pavel. Și eu cred că era același și de față, știți? Se apără el în 2 Corinteni, că e același. Coloseni 1:2. către sfinții și frații credincioși în Hristos Iisus, care sunt în Colose, har și pașii la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Timotei este învățat de Pavel să-și respecte surorile mai tinere, să respecte pe cele în vârstă, bătrânii. Domnul să ne ajute la toate acestea. Deci nu uitați, întreaga Biblie este plină de saluturi. Atât cum să salutăm în societate ne învață Scriptura, iar distinct cum să salutăm în frățietate. Diferă situația. La sfinți te adresezi într-un fel, împăratului vei spune în alt fel. O viață spirituală de care trebuie să fim demni debutează și se încheie cu saluturi sfinte. Alfa și Omega trebuie să fie sfânt și întreg alfabetul să fie sfânt între credincioși. Nu se poate altfel. Nu cred că după un salut ușuratic, imediat vei zice, acum hai să ne rugăm. Sau vei fi grabnic să asculți cuvântul. După un salut ușuratic apare o discuție pe domenii politice, economice, fleacuri, bazme, pentru că se trage una pe cealaltă. Pentru asta vă citesc Efeseni 5,19. Adică să justificăm întreg conținutul părtășiilor noastre. Vorbiți între voi cu psalmi. Dacă vrei să vorbești cu psalmi, începe cu un salut bun, din psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnice și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Contrariul sau contrastul îl dovedesc din Iuda, căci despre astfel de oameni, în sens negativ, a profețit Enoch, că vor fi plini de vorbe de ocară. Și când slăvesc pe oameni, fac doar pentru câștig, în rest gura le este plină de vorbe trufașe, dar voi, citesc de la versetul 17, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Și v-am amintit de vorbele de salut ale apostolilor. Cum vă spuneam că în vremea în urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftelor nelejuite. Și batjocura se vede și în saluturi. Deci 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. În cer vom fi întâmpinați cu saluturi sfinte, iar credincioșii fac repetiții. Domnul Iisus spunea în Matei, capitolul 25, versetul 34, că unii vor auzi pe împăratul care va zice, veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întâlnirea lumii. Veniți binecuvântaților! Când au fost binecuvântați aceștia? Printre altele au fost binecuvântați într-una de frați și tot l-au rugat pe tatăl și au zis, încă o dată de la Dumnezeu tatăl și de la fiul său binecuvântare. Aveau deja un palmares de binecuvântări și acum le-o dădea tatăl pe direct. Cartea Apocalipsei prezintă în capitolul 19 de la versetul 6. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuitul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care ziceau, aleluia! Domnul Dumnezeu nostru, cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Despre asta vă vorbeam, e pregătire pentru momentele acelea. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu și saluturile ce vi le-am spus. Iar cântările care vor fi în cer și expresiile acelea, acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielului, să fie slava, cinstea, stăpânirea, mulțumirile, sunt enumerate câte 7 într-un loc. Nu sunt decât saluturi îmbogățite, exclamații la dimensiunea cerului. Adică nu ne vom mulțumi cu un simplu salut să îl dăm lui Dumnezeu. Vom avea o binecuvântare întreagă pe care tot El o va pune în noi. Vrem să ajungem acolo? Atunci, haideți să ne învățăm să salutăm dumnezeiește. Pentru ca prin saluturile noastre, relațiile frățești să prospere, să fie chemată prezența Domnului, să fie împlinite nevoile fraților și să avem un respect și demnitate între noi și să nu uităm de respectul și demnitatea care trebuie și vrem să o oferim și celor de afară. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.